Alo? Alo. Mirela sunt? Da, doamnă, vă țin minte, sărmâna. Mă bucur. Vreau să vă întreb cum evoluează lucrarea? Foarte bine, n-aveți idee cât de bine merge lucrarea. E giugiuca. Am înțeles. Mă bucur. Vroiam să vin pe la dumneavoastră să văd cum evoluează. Da, 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 veniți când vreți dumneavoastră, dar vă zic, în meseria asta e foarte important să poți să folosești imaginația. La proiectarea casei? Nu, 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 nu eu. Dumneavoastră trebuia să vă folosiți imaginația. Adică dacă aveați acum imaginații, vă imaginați cam în ce stadiu trebuia să fie casa, acum trebuia să mai faceți un drum până aici. Dar, în fine. Dar îmi mai aduceți niște bani, vă rog, pentru lucrare? A, v-am dat un sfert, nu? Și mai rămâne să vă dau o parte. Perfect, doamnă. Aștept, veniți, să rămână. La vedere. Sărbuna, îmi place cumalatea? Ce să-mi placă că n-ai făcut nimic data trecută? Ei, cum n-am făcut nimic? Păi ce nu mi-ai făcut? Păi ia uitați-vă în colțul ăla. Și dumne? Păi uitați-vă bine. Vedeți gunoiul ăla? Nu. Exact, am înturat. Dom'le, dumneata de lună doar asta ai făcut? Tu trebuie să-mi termin casa, nu să mă aturi. De, tu ce ești, meșter sau femeie de servici? Doamnă, nu știu cum să vă explic, dar eu ca să lucrez bine, eu am nevoie de ordine în fiecare lucru, n-am nevoie, nu pot lucra așa în dezordine. Eu sunt un artist, credeți? Ia spuneți, când vă veni mobila de bucătărie? Ce mobilă? La bucătărie, cum v-am zis. Dom'le, casa n-are acoperiș și tu mă întrebi de mobilă? Păi cum pot eu, doamnă, să stabilesc unde vin pereți dacă eu nu știu cât e mobila? Că eu după mobilă mă iau să văd unde pun pereții. Unde se termină mobila pereții, unde se termină mobila pereții. Așa funcționează normal, nu? Mai întâi fă pereții și după aia mobilă o facem după pereți. Să vede când vă pricepeți. Doamnă, prima oară îți cumperi mașină sau permis? Îți iei mașină prima oară, după aia permisul, nu? Nu. Păi și cum îți dai seama că tu îți place să conduci și vrei să conduci? Dacă nu conduci prima oară mașina vreo 2-3 ani și după aia umbli după acte, să-ți iei tu permisul să faci toate prostiile astea. Dar prima oară conduci, e logic. Păi dumneata așa ți-ai ales meseria, ai început să faci vreo câțiva ani și după aia te-ai decis dacă vrei să o faci sau nu? O, doamnă, și m-am născut meseria. Primile mele cuvinte când m-am născut au fost: auleu, dar cine v-a lucrat aici? Tata lucra asta. Dar în fine, aveam și ruleta, aveam totul ca să măsor, să văd dacă mă încadrez la ieșiri. V-am zis, meștea. Mă încadram perfect la ieșiri cu corpul, dar cu capul m-am blocat, că am avut casca și... Da, deci, vreau să știu și eu de cine este gata, pentru că noi am stabilit că o să-mi puneți acoperiș săptămâna trecută. Doamnă, în meseria asta trebuie să ai imaginație. Când proiectez casa sau cum? Nu, 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 nu eu. Dumneavoastră, imaginați-vă că aveți acoperiș. Dom'le, eu te-am întrebat ceva serios. Deci eu lucrez foarte la program. Eu săptămâna trecută trebuia să-l pun, dar n-am mai avut timp. Păi și puneți săptămâna asta. Păi nu pot, că am deja altele programate de făcut. Păi și ce facem? O lăsăm așa, fără acoperiș sau cum? Vedem dacă pot să-l strecor eu săptămâna viitoare, dacă nu am eu un văr care vin din niște umbrele bune. Și eu ce să fac cu el? Dom'le, ești nebun? Ei, păi ce facem cu el? Punem unde e nevoie, dar de exemplu în baie nu punem deloc, că oricum aici se lucrează mult cu apă și nu-i cazul. În bucătărie punem numai unde e parchet, că în rest n-ai nevoie. Aici, la sfragerie, punem doar unde e televizorul, că am înțeles că l-ai pretențios, și în rest, nu știu lumină în casă ai. Da, aoleu, deci deja mă doare capul. Dom'le, haide să facem cumva să punem acoperiș, pentru că eu nu pot să stau fără acoperiș, nu pot să trăiesc. Ei, nu se poate fără acoperiș. Și frate meu, chelit și trăiești bine, mersi. Fără acoperiș, că e lumea. Ok. Acolo în baie, nu trebuiau țevile îngropate în beton? Acolo în baie? Nu. Păi de ce? Doamnă, nu, se vede că nu vă pricepeți. Deci dacă se sparge o țeavă, cum o locuiești după aia? Trebuie să fii câte la suprafață, vezi care cum s-o spar, nu? E mai inconfortabil, într-adevăr, un pic când mergi la baie și trebuie să ocolești țevile ca să te poți căca, dar e mai ușor pentru mine. Ok, ușa aia, acolo. De ce este așa de mare? Păi aia nu e ușă, ăla e geam. De sus până jos. Da. Te nu vreau atât de mare. Eu vă cred că n-aveți chef să fie așa mare, dar nici n-am avut chef de muncă în ziua aia, așa am zis, bă, știi ce? Nu mai zidesc azi. Păi cum să pun eu acolo geam? Că e perete. Știți regula aia din mecanică, unde poți să legi cu sârmă, e păcat să pui șurub? Așa e și în construcții. Unde poți să lași un gol, e păcat să pui perete. Ah, ok. Și dincolo era un geam. Deci e perete. A doua zi după ce mi-a fost leniș și n-am zidit nimic în partea aia, am venit foarte motivat la muncă și am zis, eu trebuie să compensez. Și ce am făcut? L-am zidit tot. Dom'le, acum mă lași fără lumină în casă? Băi, cum vă lăs fără lumină? Uitați-vă câte lumină iese, doar, na,
este acoperiș. Dacă vreți neapărat după aia acoperiș, cum a zis dumneavoastră, pune mai multe becuri în cameră. Pentru că, eu v-am spus, în meseria asta, e foarte, foarte important să-ți folosești imaginația. La cum gândești pereții sau ce? Adică, nu, doamnă, nu eu, dumneata trebuie să folosești imaginația. Adică? Ei, adică, dacă nu ai pereții, imaginează că ai pereții. Geamul e prea mic, imaginează că e mai mare. Balconul e prea scurt, imaginează că e mai lung. Trebuie să folosești imaginația. Apropo, banii de care am vorbit, mi-i dați acum? Îi aveți? Incredibil! Anu, de fapt, știi? Da. Hai să vă dau acum banii. Aveți dreptate, dar... Lasă banii. Așa. Să rămâna. Să rămâna. Așa. Da. Doamna, dar e gol plicul ăsta. Nu sunt bani. Ei bine, în meseria asta trebuie să-ți folosești imaginația. Imaginează-ți că ți-am dat. Ta-da!